Mai aveți gânduri de retragere? Da, dar să știți că n-am spus-o la ambiție și la băutură. Pentru mine retragerea nu înseamnă o închidere, o cortină trasă și praf în urmă. Nu, eu mă gândesc că F.C. Botoșani, pentru mine sunt situații în care nu mă mai motivează. Și vă spun cu sinceritatea vieții mele, adică atâta timp cât nu pot face mai mult, când văd că sistemul în care eu mă mișc este atât de uneori de dezechilibrat și dezaxat, și, apropo de VAR, de arbitri, de nu știu ce, de bugete, de fotbaliști, de simulări, de tot, toate lucrurile astea, pentru că eu, rolul meu în tot puzzle, trebuie să fac spectacol sportiv. Eu cred în spectacol, în fotbal, ca fiind cel mai mare spectacol sportiv mondial. Așa văd. Nu există alt spectacol mai frumos și mai extins pe globul ăsta decât fotbalul. Catarea mea un părăcică mică. Vreau să-l fac cât mai frumos, cât mai arătos, cât mai deprivit. Și simțiți că nu puteți mai mult? Da. Sunt multe situații. Stadionul din Botoșani, de exemplu, care nu poți să faci acolo. Îți amintește de divizia B de când am fost noi. Adică vezi toți jucătorii aia care săraci acum sunt bătrâni și au sau unii au și pe mâna să dignească. După care văd lucrurile astea apropo de federație, care nu se schimbă. Văd o lipsă de energie și parcă de talent la copii care nu vin din urmă. Tipul ăsta de scandal. Și spus că mă consumă.